Bună ziua, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea ta începe vara, vrem să fim cât mai frumoase, cât mai sănătoase și cu cine am putea discuta despre acest subiect dacă nu cu instructorul personal Titus Rădulescu. Bună ziua! Bună ziua, Titus, bine ai venit în emisiunea noastră. Titus a mai fost în emisiunile noastre, a fost și la colegul meu Victor Mihalcea, ne-a dat sfaturi legat de cum să ne menținem sănătoși, cum să apelăm la această întreținere corporală, dar cred că ar trebui să începem cu întrebarea de bază. Cum ne alegem o sală de fitness? Da, este o întrebare foarte bună. E clar că e foarte importantă sala de fitness. O sală de fitness este, totuși pentru noi, este un lucru foarte important pentru că acolo ne petrecem de fapt 2 ore, poate, chiar poate mai mult din timpul liber și trebuie să fie un mediu plăcut, trebuie să fie o sală apropiată, ca să nu ne deplasăm foarte mult, să lungim timpul de efort. O sală trebuie să fie curată, întreținută. Fiind foarte multă lume, acolo e un mediu totuși destul de poluat. O sală de fitness, de asemenea, trebuie să aibă aparate moderne. Aparatele moderne ne vor ajuta să lucrăm într-o poziție corectă, evitând accidentările și lucrând cât mai bine exercițiile dorite. Dacă ne-am ales corect sala de fitness, cum ne alegem corect instructorul personal? Păi, în primul rând, instructorul personal trebuie să aibă o calificare. Deci, după o calificare, putem să alegem instructorul. Un instructor care nu are calificare... În ce constă această calificare? Se face o școală, o pregătire? Se face o școală, o pregătire, cel puțin un curs. Cel puțin un curs de fitness. Și pe lângă aceasta, el trebuie să aibă și un pic de noțiuni elementare, măcar, de alimentație. Ca să ne dea un sfat, încotro să ne îndreptăm și cu programul alimentar. Dar de unde are un instructor de fitness aceste cunoștințe legate de alimentație? Aceste cunoștințe... cel puțin eu le-am făcut la un curs de fitness. Deci ele se discută și la cursul de fitness. Dar sunt noțiuni de bază, el nu este un nutriționist, el doar poate să vă dea câteva informații și să vă îndrepte către un program alimentar mai bun. În ce costă aceste îndreptări legate de programul alimentar? Are importanță ce mâncăm înainte de a veni de la sală? Are importanță ce mâncăm după ce plecăm de la sală? Exact. Sau exact. Ce anume te e important numărul meselor, e important raportul nutrienților, e importantă masa dinainte, e importantă masa de după. Plus că sunt multe probleme pe care oamenii le întâmpină și nu știu cum să le rezolve din punct de vedere alimentar. Haideți să spunem câteva din aceste indicii pe care ar trebui să le cunoască fiecare om care merge la o sală de fitness. Deci, în primul rând, lumea, să spunem că discutăm acum despre cei care vor să slăbească. Cei care vor să slăbească vor face greșeala de a mânca puțin sau a sări peste mese sau chiar a sări peste micul dejun. Ceea ce este un lucru foarte rău, pentru că mai ales micul dejun este o masă importantă, iar sărind peste mese nu vom face decât să scadem metabolismul. Instructorul îi va spune acest lucru, îl va îndemna să ia 5 mese, poate 6, depinde de programul lui. Este foarte importantă masa după antrenament. Mulți după antrenament preferă să nu mai mănânce, crezând că atunci se vor pune kilograme mâncând după antrenament, după ce au făcut un efort de o oră jumate. Un lucru foarte rău, pentru că organismul trebuie să se refacă după un efort și atunci are nevoie de nutrienți. Acei nutrienți nu vor fi folosiți pentru depozitare, ci doar pentru refacere. Este foarte controversată această idee cu alimentarea înainte de a merge la sală. Unii spun că trebuie să te hidratezi doar înainte de a merge la sală. Alții spun că trebuie să te hidratezi după antrenament. Cum este corect? Sau haideți să vedem ce facem, să spunem, începând cu o oră sau cu două înainte de a merge la sală. Cum ne pregătim din punct de vedere al alimentației și al hidratării? Da, deci hidratarea trebuie să fie pe tot parcursul zilei. Deci asta este. Și în timpul antrenamentului, și înainte și după. Deci în timpul antrenamentului trebuie să avem sticluța cu apă. Bineînțeles că nu vom bea exagerat. Vom lua câte o gură, da, constant, pentru că vom transpira, vom elimina săruri, vom elimina minerale și acelea trebuie locuite. Iar cu o oră, așa, cam cu o oră înainte,
nu vom mânca, nu vom, depinde de tipul de antrenament care executăm. Dacă totuși vrem să ardem grăsimile, nu vom mânca cu o oră înainte, iar masa dinainte de antrenament, dacă simțim că vom face un exerciții mai grele, vom sta mai mult la sală, putem să mâncăm și carbohidrați. Dacă nu, vom încerca să luăm o masă ușoară, niște legume cu o carne slabă, să ne orientăm pe proteine și fibre. Deci, în funcție de antrenamentul pe care îl vom face, așa ne alegem alimentația. Exact. Dacă... Dar spuneați că la sală vin anumite categorii. Am înțeles că vin cei care vor să slăbească. Cine mai vine la sală? Păi sunt mai multe tipuri de oameni. Unii doresc să slăbească, alții doresc să pună masă musculară, alții doar să tonifice, pentru sănătate, să se simtă bine. Și fiecare au un program separat. Deci pentru fiecare lucru se lucrează altfel, se mănâncă altfel. Dar ideea este generală de mâncat cât mai sănătos. Deci nu este o dietă, nu este ceva strict, este mâncat sănătos. Și atunci, cum faceți diferențierea pe aceste categorii? Pentru că mă gândesc că la sală vă vin diferite categorii de sportivi, de persoane care vor să facă acea oră de fitness. Da. Cum îi puteți supraveghea? Îi supravegheați pe fiecare personal? Deci în ora respectivă aveți numai care vor să slăbească, într-o altă oră doar care vor să se mențină? Sau îi amestecați și îi urmăriți câte 5-10 minute pe fiecare? Deci un antrenor personal lucrează doar cu un client. Deci lucrează cu un singur om pe care supraveghează din momentul când a intrat în sală până când a ieșit. Orice mișcare, orice exercițiu. Instructorii de sală sunt instructorii care trec pe la mai mulți și ajută pe fiecare în parte și nu stau mai mult de 5 minute la un singur client. Iar clienții stabilesc dinainte ceea ce vor să facă. Ei spun, ajută-mă, vreau să slăbesc. Ajută-mă, vreau să pun un pic de musculatură. Ajută-mă, vreau să iau în greutate. Ei spun ce scop au, spun de ce au venit și atunci tu îi faci un program personalizat, iar dacă ești instructor de sală, îl vei îndemna spre aparatele care crezi că îl vor ajuta. Ca instructor personal, cu siguranță că ați întâlnit acei tineri teribiliști care vor să facă mai mult, să arate mult mai bine, da, și care se obosesc la astfel de antrenamente. Cum se procedează cu acești tineri care simt că sunt epuizați, dar merg totuși mai departe cu antrenamentul, pentru că pot să ajungă la lipotimii, la stare de supraantrenament? Păi doar cu un sfat, doar cu prin explicarea fenomenului, ei sper că în final vor înțelege. La început nu vor înțelege, vor vrea totul rapid, vor vrea ei vârsta la care vor să fie, să arate bine, să meargă totul repede. Lucrurile nu merg așa și poate că la început se lovesc de problemele astea, dar în viitor vor vedea că rezultatele vin altfel și ei singuri vor schimba acest lucru. Ați spus că avem nevoie de 2 ore pentru un antrenament. De cât timp avem nevoie? Luni? Ani? Ce perioadă avem nevoie pentru a vedea rezultate concrete de la un astfel de antrenament? Deci rezultatele concrete spun eu că vin din prima săptămână pe planul sănătății. Ne-am schimbat stilul de viață, nu mai suntem atât de sedentari, mâncăm mai sănătos, deci din start avem un progres din punct de vedere al sănătății. Fizic depinde de geneticul fiecăruia și de cât de bine este făcut acel antrenament. Dacă antrenamentul este foarte bine făcut, programul alimentar este foarte bun și adecvat acestui persoane, el în cel mai scurt timp va avea rezultate și va fi și motivat, pentru că dacă rezultate nu vin, el va fi motivat. Deci pe site-ul emisiunii noastre, pe site-ul Sănătatea Ta Online, ne-ați trimis niște sfaturi legate de cum ne putem întreține. Haideți să începem cu femeile, de exemplu. Da. Pentru că mă gândesc că ele sunt cele care doresc să arate cât mai bine, mai ales acum că vine vara, începe perioada ștrandurilor, bronzatul. Care sunt principalele recomandări sau principalele exerciții pe care o doamnă, o domnișoară trebuie să le facă zilnic? Deci, în primul rând, exercițiile cardio, pentru a scăpa puțin de țesutul adipos, acestea sunt obligatorii. Greșelile care apar la femei sunt că ele fac aceste exerciții cardio, aerobic, alergări, bicicletă, ele fac aceste exerciții, la un moment dat nu vor mai da rezultatele dorite. Pentru că nu își dezvoltă masa musculară îndeajuns pentru a susține și efortul și pentru a susține un metabolism mai ridicat. O masă musculară mai dezvoltată înseamnă arderi de calorii mai multe și înseamnă un metabolism mai accentuat.
De aceea, femeile, eu le spun să lucreze și la sală. Să lucreze cu aparate, să nu le fie jenă de exerciții care poate le se par mai masculine. Și acele exerciții trebuie făcute pentru dezvoltarea masei musculare. Ele au impresia că dacă vor dezvolta masa musculară, vor ajunge ca un bărbat. Asta este cel mai des întâlnit. Deci sunt altfel de exerciții sau sunt la o intensitate mai mică? Sau de ce spuneți că se alternează, le este frică femeilor? Deci aceste exerciții pentru dezvoltarea masei musculare le fac și bărbații și femeile. Pentru că muscular suntem la fel. Și muscular avem aceiași mușchi, e la fel. Hormonal e treaba diferită. Deci o femeie, deși va reuși să dezvolte o masă musculară cât de cât, nu va dezvolta o masă musculară ca un bărbat. De aceea să nu le fie frică să lucreze cu aparate. Au nevoie totuși de o masă musculară mai dezvoltată, un tonus mai bun. Altfel se vor plafona. Vor ajunge să facă aerobic zi de zi și vor rămâne la o greutate care poate nu le convine și foarte greu vor mai evolua. Vorbim adeseori despre obezitatea abdominală. Cu siguranță dumneavoastră știți ce înseamnă. Deci când talia este peste măsura acceptată de către Ministerul Sănătății, de către anumite conduite medicale. Da. Ce facem cu acea obezitate? Deci când mijlocul femeii, abdomenul, nu mai este plat, frumos, nu mai este plin de celulită care ne omoară prezența ei? Da, deci e clar că atunci trebuie să luăm măsuri. E clar că trebuie să ne schimbăm stilul de viață. E clar că ceea ce facem nu merge. Pentru că am ajuns așa. Și atunci eu le sfătuiesc să înceapă cu alimentația. Și alimentația este foarte importantă, pentru că acolo sigur greșesc. Nu se ajunge la obezitate dacă nu se greșește în alimentație. Deci acolo trebuie lucrat puțin. Iar la sală e clar că trebuie să vină, vor începe un program ușor și vor evolua. Exerciții aerobe, exerciții anaerobe, ele trebuie să știe că slăbitul se face de peste tot. Deci multe vor să slăbească doar în talie, ceea ce nu se întâmplă. Se slăbește de peste tot, se slăbește pe picioare, pe brațe, de peste tot, chiar și de peste piept. Ele ar dori doar de pe abdomen. Problema este că ele vin atunci cu tot felul de centuri. Se leagă cu tot felul de chestii care nu fac decât folie, care nu fac decât să le accentueze transpirația în acea zonă, le deshidratează și prin transpirație se elimină și toxine. Și singurul lucru care fac este să țină toxine în jurul taliei lipite de folie și de piele. Deci un lucru total nesănătos. Iar grăsimea nu se arde așa. Dar acele aparate de masaj care le vedem mereu la reclame ajută? Pentru că arată foarte frumos în reclamă. Arată foarte frumos. Nu știu, gândiți-vă de ce tot timpul apar altele. De ce cel vechi nu mai e bun și ăsta nou e mai bun. Deci, e mai performant. Nu știu ce să vă spun. Aceste aparate, după părerea mea, rezultatele vin muncind. Și tradiționalele, binecunoscutele abdomene care se fac oriunde, oricând, sunt bune sau sunt deja depășite? Nu, sunt foarte bune dacă vrem să întărim abdomenul, să dezvoltăm oarecum musculatura abdominală, dar atâta timp cât grăsimea va fi peste, nu vom avea abdomenul care ne dorim. Deci trebuie să eliminăm grăsimea ca să se vadă mușchiul. Mușchiul se află sub grăsime, deci nu avem cum să-l scoatem la suprafață dacă încă avem grăsime peste. Deci abdomenele sunt ok, dar trebuie făcute exerciții cardio, trebuie făcut un program alimentar adecvat și slăbind vom avea și un abdomen. Chiar putem lucra o dată pe săptămână liniștit abdomene și rezultatele vor fi mai bune decât dacă lucrăm în fiecare zi. Cum vedeți dumneavoastră prezența la sală? Vin mai multe femei, vin mai mulți bărbați la sală? Din păcate vin mai mulți bărbați. Vin mai mulți bărbați. Femeile preferă saloanele de coafură, cosmetică. Ele preferă să stea pe scaun, să fie frumoase, dar cu munca mai puțin. Sau poate le este teamă de aceste exerciții, li se par prea grele, li se par că nu pot să facă față unor astfel de eforturi? Nu știu, încă la noi cred că nu este așa o cultură sportivă foarte dezvoltată. În Occident toată lumea aleargă, toată lumea face mișcare, femei, bărbați, copii, prin parcuri, peste tot. La noi încă oamenii sunt puțin sceptici. Nu e așa o cultură foarte bună sportivă și femeile văd că încă încet încep să vină la sală, dar nu cum ar trebui. Ca antrenor personal, ce sfătuiți? Ca persoanele să meargă doar la sală sau, exact cum spuneați, să își mai adauge și un anumit sport în aer liber? Un instructor personal va sfătui să facă un așa antrenament încât să nu mai aibă nevoie de altceva.
Deci cât lucrează să-și dezvolte musculatura, să scape de țesutul adipos, să facă exact ceea ce doar trebuie. Doar la sală. Doar la sală. Dar dacă dorește, acea persoană dorește să facă și alte exerciții, la fel, prin sfătuirea cu instructor personal, se poate ajunge la un program în care să se include și alte activități. Dar nu vi se pare totuși mai sănătos sportul în aer liber? Pentru că spuneați și dumneavoastră că în sală este mai greu, e mai poluat. E mai poluat, nu e aer, e... De ce nu facem aceste exerciții în aer liber? Ar fi bine să le putem face, dar încă nu avem sălile în aer liber, nu avem aparatura în aer liber. Am spus, încă la noi este în urmă rău acest fenomen. În Occident sunt săli în aer liber, sunt parcuri cu tot felul de aparate unde poți să te duci liniștit să lucrezi. La noi încă nu s-a dezvoltat acest fenomen. Sperăm să se dezvolte și la noi acest fenomen, să ieșim mai mult în aer liber, pentru că nu prea avem timp să ieșim la aer curat. Dar haideți să vedem acum problemele bărbaților. De ce vin bărbații la sală? Majoritatea bărbaților vin să dezvolte musculatura. De asemenea, sunt și cei care vor să slăbească. Cam toți vor să dea puțin de pătalie și să pună pe brațe. Asta e cel mai general. Acesta este aspectul tipic care se caută? Masculin, da. Tipic masculin care se caută. Brațe mari și piept mare. Cu burta nici nu mai prea contează dacă brațele sunt mari. Da. Se acoperă. Da. Cu un instructor personal vor înțelege fenomenul mai bine, vor înțelege de ce e mai sănătos, fără grăsime. Vor tinde să înțeleagă acest fenomen și să evolueze puțin de la această imagine de neandertal, să zic așa. Cum se pregătesc bărbații pentru un astfel de antrenament? Au nevoie de o încălzire sau cum decurge un antrenament, aceste 2 ore de antrenament? În cazul în care sunt 2 ore, se spune că sunt 2 ore, deși 2 ore maxim cât ar fi ok, antrenamentul începe cu o încălzire articulară. Toate articulații trebuie încălzite și o încălzire a mușchiului inimii. 5 minute se face biciclete sau bandă pentru încălzirea inimii și încălzirea articulară cam tot așa, 5 minute. Deci 10 minute în total, o încălzire foarte bună, un puls cam de 120 după o încălzire, după care se începe cu antrenamentul anaerob. Cum depinde de programul fiecăruia. Să spunem că începem cu antrenamentul anaerob, după care terminăm cu cel aerob. Am terminat rezervele de glicogen în timpul antrenamentului anaerob, după care trecem la arderea de grăsimi în antrenamentul aerob. Deci aceștia sunt pașii care se întâmplă în organismul nostru. Exact. Dar noi ce facem? Cum intrăm în antrenamentul propriu-zis? Efectiv, după încălzire, începem să lucrăm aparate exact după un program care l-am stabilit. După ce am terminat cu exercițiile cu greutăți, vom trece la, să spunem, exerciții aerobe gen mers pe bandă, bicicletă, stepper. Dacă suntem în aer liber, putem să facem o alergare în aer liber, urcăm scări, un antrenament aerob, după care terminăm cu un stretching. Pentru că am contractat foarte mult anumite grupe musculare pe care le-am lucrat și trebuie să le întindem. Și în ce constă acest stretching? Ce se întâmplă, de fapt? La ce aparate apelăm? Sau cum? Stretching-ul se poate face singur, se poate face cu o persoană, se poate face folosind benzi, aparate, te întinzi pe aparate. Întindem, de fapt, musculatura contractată pentru a nu pierde din calitatea fibrei. În timp ea se scurtează și trebuie să o întindem la loc pentru a avea mobilitatea și calitatea fibrei care am avut-o la început. Și cum încheiem antrenamentul? Este o perioadă de relaxare, de reintrare la normal? Sau se termină brusc? Nu. După exercițiile aerobe, facem cool-down, așa se numește, o revenire. 2, 3, 5 minute, în funcție de cât de intens a fost efortul, în care scade pulsul la 120 chiar sub, după care facem stretching-ul de relaxare, 10 minute și cu asta am încheiat. Deci am trecut și peste perioada de relaxare. Vin copii la sălile de fitness? Da, vin copii. Acum, nu este periculos pentru un copil să vină? Da, un copil, deci neapărat un copil trebuie supravegheat. El poate să facă exerciții aerobe, poate să facă alergări, poate să facă bicicletă, nu îi va dăuna cu nimic. Dar e bine să se ferească totuși de greutăți. Cel puțin până la o vârstă la care creșterea încă nu-și mai... s-a terminat și de acolo încolo să înceapă. Pentru că, mai ales nesupravegheat, se va accidenta, este în creștere, își va strica articulațiile și tot felul de probleme vor apărea.
De unde știți dumneavoastră fiecărui individ care vă vine, vă solicită, ce antrenament îi se potrivește, de ce antrenament are nevoie? Îi faceți o scanare, vedeți că acea grupă musculară nu e bine dezvoltată, vă dați seama că e obez sau că, mă rog, are o altă problemă? Sau de unde știți cum trebuie antrenat? În primul rând se iau niște măsuri, kilograme, măsuri, indice de grăsime corporală, indicele de densitate musculară, hidratare. E foarte important că acești indici au o anumită formulă pe care dumneavoastră o calculați și în raport de această formulă. Exact, mai nou sunt și aparate care automat ți le oferă. Da, se pot calcula. Calculăm un metabolism bazal, să știm și cum lucrăm cu alimentația. Și după ce am stabilit anumite măsurători și știm câte ceva despre acea persoană, fizic vom vedea ce probleme are, cum stă cu musculatura, efectiv fizic îl vom vedea. Dar un program care să-i fie lui efectiv foarte bun nu putem să facem din prima. Din prima vom face un program cât de cât standard, de la care plecăm. Și pe parcursul, cum trece timpul, o săptămână, două, trei, o lună, îl vom cunoaște mai bine, vom vedea ce grupe slabe are, unde lucrează mai bine, unde nu, pulsul care îl are. Efectiv vom stabili mai mulți parametri și după acești parametri vom reuși să schimbăm programul. Și așa vom ajunge la un program personalizat, deci nu din prima. V-ați referit foarte mult la puls, la circulație, la inimă. Da. Ce facem cu oamenii bolnavi, cu hipertensivi sau cu alte probleme cardiace, care totuși vor să facă acest antrenament? Pentru că, iată, le este benefic, chiar dacă suferă de o chiar boală cronică. Chiar îi ajută, chiar îi ajută foarte mult. Tot timpul îi vom supraveghea pulsul. Avem ceasuri, avem benzile, au posibilitatea aceasta. Și vom monitoriza pulsul în așa fel încât să fie între anumite valori pe care noi le știm, în care este în siguranță și în care totuși își dezvoltă rezistența aerobă. Deci să înțelegem că la sală, într-un fel, aceste persoane sunt supravegheate chiar medical, să spunem așa, pentru că ați zis că știți anumite valori în care pulsul este... În funcție de vârstă, în funcție de antrenament, cât de mai multe chestii. Se stabilește un interval în care pulsul trebuie să rămână. Nu vom crește acest puls, îl vom menține acolo pe tot parcursul exercițiului. Domnule Titus, foarte interesantă emisiunea. Cred că sunt foarte multe de discutat cu dumneavoastră. Așteptăm mesajele noastre pe sănătatea ta, rondantena1.ro, pentru domnul Titus să vă răspundă, să ne mai învețe cum să devenim sănătoase și frumoase și minunate. Iată că bărbații se ocupă mai mult de fizicul lor decât noi, din păcate, dar avem și o explicație. Noi creștem copiii, noi gătim, noi mergem la servici. Vă rugăm pentru telespectatorii care ne urmăresc un mesaj din partea unui instructor. Niciodată nu e prea târziu să se apuce de mișcare. E foarte sănătos, e foarte important. Apucați-vă de mișcare acum, nu mâine, mai bine ieri decât mâine. Vă mulțumim mult. Iată, haideți să rupem o oră din statul la gătit, din făcut curat și să ieșim ori la o sală, ori la un bazin de not, pentru că am mai chiar mișcare. Foarte indicat, sau chiar să ne plimbăm prin parcuri, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, sănătatea e cea mai importantă și este foarte, foarte scumpă atunci când o pierzi. Până săptămâna viitoare vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc o vară minunată, cu mult, mult soare și cei care pleacă în concediu să se bucure din plin de aceste zile. La revedere pe săptămâna viitoare!